Doamnelor și domnilor, aceasta nu este o emisiune, este Țara Mea Show. Este o vreme caniculară, sigur, m-am întrebat adesea de ce m-aș bronza vara, dacă tot e soare, dacă tot pot să fac plajă la piscină sau pe bloc. Ați mai făcut plajă pe bloc? Vă aduceți aminte când ați făcut ultima oară plajă pe malul Săsarului? Sigur, acum sunt alte modalități. Putem face plajă iarna, sigur, la solar, dar și la soare. Mai sunt oameni care fac plajă pe zăpadă, i-am văzut la televizor. Sunt fel de fel de nebunii în zilele noastre. S-a ajuns la un nivel extraordinar. Eu am făcut câteva emisiuni cu medici dermatologi de prestigiu, care erau în totalitate împotriva solarului, pentru că despre asta vom vorbi astăzi. De ce ne-am duce la solar și am face plajă, ne-am bronza în mod artificial și nu la soare? Sunt foarte multe lucruri pro, o să vedem și contraindicații, pentru că sunt și astfel de lucruri. Dar în ultima vreme am văzut că și medicii dermatologi s-au sucit și recomandă solarul. Acum am publicat un videoclip scurt. Am avut foarte, foarte multe vizualizări, înseamnă că dumneavoastră sunteți foarte interesați. Am făcut și o emisiune despre tatuaje. Între timp, Alex, finul meu de la cameră, salut Alex, s-a tatuat în urma acelei emisiuni. Vă dați seama că acum o să vină la solar. S-a ajuns la un nivel în care putem să vizionăm filme sau să ne uităm la videoclipuri, da, în timp ce faceți solar. Ați crezut că dacă aveți semne de mamă, sau alunițe, sau sunteți claustrofobi, nu o să puteți face solar? Se poate. S-a ajuns foarte departe, însă salonul lui Claudia este foarte aproape de noi. Haideți să vedem de ce facem plajă vara la solar. Am ajuns. Aici e preferatul meu, dar o să vedem noi despre ce este vorba. Cred că aici o să mă mut vara asta. Este OZN-ul meu preferat. Vă spuneam despre aparatul care este destinat claustrofobilor, dar și celor care au pete, anumite alunițe, anumite semne de mamă. Bună, Claudia! Salut! Ciao, Adi! N-am înțeles de ce trebuie să fac plajă vara la solar și nu la soare. Aveam o discuție cu doi prieteni, cu doi colegi de la televiziune, care s-au dus în concediu și erau disperați că va fi foarte cald. Și le-am spus, dacă nu v-ați pregătit tenul, așa cum am făcut eu când m-am dus în Egipt, s-ar putea să aveți probleme sau să stați la umbra nucului bătrân. Exact. Bine te-am găsit aici în salonul tău, foarte frumos, nou, nouț, unic și cu multe, multe lucruri despre care n-am mai auzit și n-am mai văzut niciodată. Bună ziua, dragi telespectatori! Îmi pare nespus de bine, adică te revăd din nou și ai îndrăznit să calci treptele salonului nostru. Știi că s-a tatuat Alex după emisiunea cu tatuaje, s-a tatuat. Nu pot să cred. Serios, uite-te pe aici. Ha? Deci Alex s-a tatuat, da. Și înainte de emisiune l-am rugat să intre și în solar. Să văd oare cum ar fi o ședință de solar. Tu crezi dependență? Fără să vreau. Creăm dependență în sensul bun. Adi, tu știi că de fiecare dată nu am făcut altceva decât să dau sfaturi benefice telespectatorilor noștri. Poate tu ai fost primul venit, poate ușor neîncrezător, în momentul în care ai intrat în acest... Haideți, doamnă, că puteți să... Aici suntem în plină activitate, da. Ar fi foarte bine pentru fiecare dintre noi, dintre telespectatorii noștri, să știe că în momentul în care intră și doresc să fac o ședință de 3, 4, 5 minute de solar, la începutul expunerii la soare sau la solar, ar fi bine să consulte specialistul în domeniu, respectiv una dintre fetele noastre, sau eu, dacă sunt aici, cu mare drag, îi dau sfaturi referitoare la aceste prime ședințe. Și pentru început, asta ar fi primul semn mare de exclamare, expunerea la solar ar fi foarte indicată înainte de a te duce într-un concediu la mare, înainte de a face plajă pe malul Săsarului, sau de a te expune la o piscină aici în zona noastră. Pe bloc. Ai făcut plajă pe bloc vreodată? Pe vremuri. Da? Erau. Deci era solarul zilelor noastre, copilăriei sau tinereții. Noastră, într-adevăr, plaja pe bloc era fantastică. Dar cum ne bronzam, Adi? Un bărbat se bronza de la bust în sus, o domnișoară se bronza cu urmele de costum de baie, dacă era un costum întreg, bineînțeles, de supiera albă, ca laptele sau maxim culoarea tenului ei,
dar cu urmele specifice costumului de baie. Și atunci ce făceau gagicile? Păi mai dădeau un sutien în jos, mai un topless, mai un... să se bronzeze cât de cât uniform. Să se bronzeze cât de cât uniform. La revedere! Dar tocmai pentru a evita acest lucru, ar fi foarte interesant și chiar necesar să intrăm într-un salon de bronzare unde să, în decursul a 4-5 ședințe, să reușim să ne bronzăm cât de cât. Deci, Claudia, tu spui așa că la începutul, nu neapărat averii, la începutul expunerii la soare, mai ales cei care nu avem tenul închis, trebuie să ne pregătim tenul, să nu mergem direct la piscină, să ne ardă soarele, stăm în piscină o oră, două, trei și ne-am ars umerii sau spatele și ajungem să ne punem lapte prins și alte smântână, oțet și alte otrăvuri. Apropo, să știți că asta cu smântâna și cu laptele prins, am vorbit cu doctorul Valentin Pop, care este membru al Academiei Europene de Dermatologie, nu e valabilă. Adică laptele coace, ca să ne înțelegem. Nu vă puneți nu știu ce din auzite de pe internet sau leacurile astea băbești nu sunt bune. Nu, nu, nu sunt bune. Există creme, vă duceți la farmacie, nu o să facem noi reclamă acum la nimic, dar e bine să urmați un sfat al medicului. Deci, ne ducem puțin să ne pregătim pentru ieșit la plajă. Pregătirea pielii, da? Pentru expunerea la soare sau pentru a intra în sezonul estival cât de cât bronzat. Pentru că, bineînțeles, pe urmă, radiația ultravioletă de afară, respectiv soare, ne va chema să ne expunem, fără să vrem. Va fi cald, va fi plăcut, vom ieși la plajă, la piscină și vom avea tendința de a ne expune. Dacă pielea nu este pregătită, automat ajungem fie să ne ardem, fie să ne expunem cu creme de protecție în mod exagerat și atunci să nu prindă suficient și uniform soarele. Dacă recurgem la un ciclu de 4-5 ședințe înainte de a ne expune la soare, garantat pielea nu va fi atât de agresată de către razele ultraviolete ale soarelui. Și atunci expunerea treptată ar fi ideală, respectiv prima ședință de 3-4 minute pentru un ten sensibil. Acum, dacă vii tu bronzat, cum ai venit de la din atâtea locuri. Mi-a trecut un pic. Da, ți-a trecut, dar tot și ești bronzat. Aici ai foilul, aici ai Egipt. Am înțeles, dar în momentul în care tu ai venit și vrei să te expui, tu deja ai un ten bronzat. Stai, am venit, până am venit, am fost și la solar. Exact, exact. Deci trebuie să spui. Știi ce m-a deranjat pe mine odată la un alt salon? Că nu am fost informat și avea doar de la 6 minute expus și am crezut că e ok și m-am dus și 5 zile din 6 ale concediului le-am petrecut cu smântâna. Adică ce faci dacă vine cineva? Eu am fost martor la discuția cu doamna care tocmai a plecat, că a vrut 6 minute și ai recomandat 4. Adică eu i-aș lua banii pe 6 minute dacă aș fi vorba. Păi dacă eu iau banii pe 6 minute, în momentul vine. În care vine... Mai ia și UPU 10 riscăm lei. Riscăm să ajungă la o... La un până la urmă, clientul trebuie să fie informat corect și să fie mulțumit, nu? Asta este lucru primordial. În momentul în care este informat corespunzător, nu are posibilitatea să se ardă. Dacă vine și cere 6 minute sau 10 minute pentru că a făcut în altă parte, poate la fel 10 minute, eu știu care este tăria tuburilor și modul în care prind aceste solarii, nu îi voi recomanda decât minutele necesare tenului ei. Este un lucru pe care noi îl vom observa în momentul în care clientul vine la noi în salon. Deci vedem tenul, observăm cam ce nivel de bronzare are. Normal, dacă e un ten foarte deschis, mai mult de 3 minute, nu îi vom acorda. Și pentru început o să-i recomandăm solarul Ergoline Open Sun, care este pentru ten sensibil, pentru... Hai să-l vedem, că trecem de la una la alta. Deci înțelegem că pregătirea este foarte, foarte importantă și nu trebuie să ne aruncăm... Ăsta-i? Da. Da, eu intru, e preferatul meu, am zis, de când l-am văzut și de când am filmat aici. Zine ce-i cu OZN-ul ăsta? Deci, OZN-ul ăsta arată exact ca o navă spațială dintr-o altă epocă. Eu zic că este un solar foarte interesant și foarte protectiv. Este un solar pentru tenul sensibil, pentru claustrofobi, pentru persoanele suferinde de ideea de cavou. Deci, claustrofobia, dar ideea de cavou, în momentul în care se așează într-un solar orizontal care se închide perfect, au tendința de teamă, de frică. Pot face chiar un atac de panică. Pot să facă. Pot să facă chiar un atac de panică. Și atunci le recomandăm solarul Open Sun, care pentru început este un solar minunat, având în vedere că bronzează treptat, lumina
pe care o reflectă este prin reflexia luminii din proiectoare. Deci aici și... Da, din proiectoare va reflecta în partea de sus și apoi asupra corpului. Deci va bronza și în partea de jos, respectiv pe spate, dar și tenul, respectiv fața, partea superioară a corpului, partea de sus a corpului. E se indicat și pentru alunițe, semne de mamă? Exact asta spuneam, pentru ten sensibil, pentru alunițe, sensibil, da. Pentru semne de mamă, pentru persoane claustrofobe. E indicat pentru început. Și din nou, după ce vor face 3-4 ședințe treptat în celelalte solarii, la final tot Open Sun îl vom recomanda. Pentru că bronzul obținut la Open Sun e un bronz precum bronzul de mare. E un bronz uniform, nu se transpiră, nu apare senzația de teamă, fiind un solar deschis, nu se roșește pielea, iar în decurs de 2 ore se va vedea asupra tenului cum au acționat razele ultraviolete. Chiar dacă la început senzația va fi, wow, nu m-am bronzat în el, nu e senzația pe care o trăiește la început. După 2 ore de-abia se vede bronzul cum începe să lucreze. A doua zi e mult mai evident. Putem să vedem cum se întâmplă? Sigur, numai o secundă. Deci i-am dat drumul. Așa se întâmplă când și când suntem înăuntru, da? Exact. Solarul în această poziție este pornit. Clientul va sta foarte comod pe partea de jos a patului, cu mâinile depărtate de corp, ca să prindă inclusiv în lateral. Nu are senzație de teamă, este muzica, este relaxant. În momentul în care se va opri, doar se vor ridica aceste mari oglinzi proiectoarele. Iar după ședința de bronzare, încă 2-3 minute ventilația, timp în care clientul se va îmbrăca, dar să nu aștepte bronzul imediat, pentru că e un solar care, datorită faptului că nu se roșește pielea, datorită faptului că nu se încălzește, se supraîncălzește, au tendința să spună, mă, parcă nu m-a bronzat. Ba da, bronzează, dar după 2-3 ore de-abia începe să se vadă culoarea. Este un aparat mai greu de găsit, nu? Nu l-am văzut este chiar oriunde, nu? Un aparat pe care mulți dintre noi nu-l cunosc. Tocmai din acest motiv am început cu acest aparat, ca să se familiarizeze clienții noștri, pentru că li se pare ceva ciudat. Mă și întreabă, e solar? Nu pot să zic decât altceva nu pot să fie. Farfurie zburătoare garantat nu e. E solar, într-adevăr. Dar e un solar mult mai protectiv. Și în cele din urmă, asta este tendința. Înspre viitor să mergem spre un bronz protejat. Un bronz uniform, un ten hidratat, o piele bronzată frumos, dar protejată în același timp. Bun, mai departe, aici și avem. Adică, mie mi-ar fi foarte greu să aleg, mai ales dacă nu frecventez saloanele de bronzat. Mi se recomandă, te uiți, am văzut cum analizai doamna care tocmai a plecat, te-ai uitat la ea, ai văzut cam câte minute ar trebui, i-ai propus să fac orizontal sau vertical. E importantă discuția asta. Bun, dacă tu ești aici, dar angajații tăi vor face același lucru? Vor fi, pentru că e primul lucru cel mai important. În momentul în care ai o persoană care să te consilieze, eu zic că nici nu riști să te arzi, te vei și bronza, dar trebuie să asculți obligatoriu sfatul ei. Pentru că odată ce vei veni în salon și vei cere 10 minute pentru că în altă parte te-ai bronzat 20, am avut ieri, apropo, un caz, așa ca o mică paranteză. A venit la noi ne plac paranteze. Micile paranteze, da? A venit un prieten de-a mea. Când am făcut cu epilat, am avut paranteze, cu tatuajele am avut paranteze, hai să facem niște paranteze. O mică paranteză, a venit și le-a cerut fetelor 20 de minute. A intrat în salon, eu nu eram aici. Model tractor, nu? Sau tractorist? Bronzat, e foarte frumos bronzat, dar s-a gândit că dacă e plecat în străinătate, ar fi foarte bine să fac un 20 de minute de solar, să recupereze cele 2 săptămâni pierdute. Și a intrat în salon și a zis, fetelor, vreau 20 de minute. Una dintre fete a făcut o față ceva. Probabil abonament. Și ele se gândeau la început că face mișto. Zic, sigur, nu a făcut mișto, vrea să recupereze, ședințele pe care le-a pierdut. S-a uitat la el și a spus, mai mult de 10-15 minute nu vă dau, dar vreau 20. Nici o șansă 20, pentru că riscăm, o să ne alegem cu smurdul ori cu upul careva să vină după el. Chiar dacă a fost bronzat, chiar dacă a avut un bronz deja uniform și destul de închis, mai mult de 10, 12, 15 minute nu se pot da. Chiar dacă clientul e insistent și dorește să... Dar era bronzat, da? Se vedea pe era foarte bronzat, era mai bronzat chiar și ca mine. Dar nu poți să faci 20 de minute ca să recuperezi o ședință pe care ai pierdut-o. Hai să fim serioși. În momentul în care ar fi făcut, a doua zi era
tăciune, era arsură, nici de cum bronzat. Și atunci s-a recomandat doar 12-14 minute în urma ședinței, normal, aș fi zis, bine că n-am făcut atâta când ardeam. Deci a remarcat și el și și-a dat seama că nu poți să recuperezi după o ședință pierdută după 2 săptămâni lăsate în urmă, pentru că ideal ar fi după fiecare expunere să faci o ședință de menținere după 10 zile, după o săptămână, nu vii după 2 săptămâni și faci dublu minutelor. Eu am văzut ceva aici și o să vreau să discutăm până să mai prezentăm celălalt solar. Adică 3 motive să folosești loțiuni de bronzat. Am înțeles că sunt, o să vorbim și despre beneficii, dar vreau să vorbim și despre contraindicații. Că vedem, e plin internetul de lucruri, că facem cancer de piele, că alunițele, că nu știu ce probleme ne poate face chiar statul la soare afară, la piscină, nu la salon neapărat. Stai că ți-am prins cornele. Deci, prezentăm următorul și pe urmă vorbim de beneficii? Da. De ce diferența dintre... De ce diferența între astea două? Da. M-ai întrebat acum câteva minute care ți-l-aș recomanda. Ca... Da. Vă am înțeles, da. Îți spun sincer, așa am și ales solarile, astfel încât să foarte bine să se suplinească unul pe celălalt. Și atunci, am intrat în Open Sun pentru prima ședință, la a doua ședință, cu siguranță va intra într-unul dintre cele 3 solari orizontale. Solarul acesta, de exemplu, UV Funati Grave se numește, este un solar care tot în momentul în care se așează, îl va manipula cu mâna stângă, închizând capacul. Este un solar prevăzut cu clima, nu e clima electronică, este aromaterapia și jeturile de apă marină. Sunt cele 2 butoane care se pot... Aromaterapia și jeturile de apă marină sunt butoane care se pot accesa în timpul ședinței de bronzare. Dacă dorește ventilația, se poate da mai tare ventilația, ca intensitate ventilația pentru corp și pentru neoanele de față. La fel, e prevăzut cu muzica, bronzează foarte bine inclusiv la față și în plus are acest bingo care îi dă 1 minut în plus de bronzare pentru față. Îți dai seama, eu la 3 minute, dacă fac toate operațiunile astea, s-a terminat. Să stai mai mult. Dumnezeu, e mai complicat decât telefonul meu mobil complicat, înțelegi? Ceva e foarte simplu. El este setat pe intensitate medie. Nu trebuie să umblăm la nimic. Doar dacă chiar suntem curioși. Haideți liniștită, bună ziua. Haideți liniștită. Dacă suntem curioși de ceva mai mult, normal că în decurs a 2-3 ședințe vom accesa poate un bronz mai intens la față. Poate vom vrea acel minut de solar în plus. Eu cred că domnul de care vorbeai a vrut 20 minute ca să apuce să-și intre în meniu, să-și facă setările, să-și facă marin, să-și facă jeturi și așa mai departe. A, tu crezi că e nevoie de 20 de minute ca să-și facă setările solar? Să le spun eu o paranteză, să nu creadă că ne batem joc de tine. Dar sunt operațiuni care se execută în decurs de câteva secunde, cât se deschide ochii și în momentul în care a intrat, a dat doar intensitate mai tare la neoanele de față și la ventilație. Dacă nu, dacă le setează sau rămân pe intensitate medie, e la fel de bine. Poate să seteze doar bingo-ul care dă 1 minut în plus la față. Asta o să le placă foarte mult. Direct responsabil de minut în plus. Le place foarte mult și știi de ce? Pentru că 90% cine dă bingo ăsta, solarul, nu crezi că e? Dar de ce? Adică... Să-ți spun de ce? Ca și curiozitate, fața este, tenul este cel mai expus radiațiilor ultraviolete, da? În momentul în care dimineața și seara ne demachiem sau ne spălăm, fața o curățăm mereu. Bronzul de pe față se va duce mult mai rapid și atunci necesită, tot îmi trebuie, la față nu mă bronzez, la față nu-s la fel de bronzat și pe decolteu. De aceea, 1 minut în plus la față nu strică. Pentru că spălând în mod repetat, este bronzul care merge cel mai repede jos. Ca și curiozitate. Bronzul și aparatul de pe față, știe că... Aparatul doar îți dă 1 minut în plus dacă tu setezi. Deci dacă tu setezi, vei primi 1 minut în plus și acum este bonus. Înțeleg de ce unii fac duș mai rar, să țină bronzul. Am înțeles. Și este bonus, deci nu este 1 minut achitat. Da. Este 1 minut pe care îl dă în plus feței, da, față de minutele care le-a și le-a... Claudia, în afară că vrem să arătăm mai frumos, așa se spune că vara vrem trebuie să fie bronzat. Lumea după Paște intră la cură de slăbire, se duce la sală, se duce la bronzat și așa mai departe. Dar dincolo de aspectul acesta de vară,
Există și beneficii reale asupra pielii, asupra sănătății? Sunt beneficii extrem de importante. Sunt chiar beneficii ale razelor ultraviolete. Și aici nu voi denigra nici soarele, nici solarul. Voi vorbi în paralel despre ambele. Atât soarele cât și solarul. Dacă la soare sau la solar ne vom expune treptat și ne vom expune nu excesiv, vom avea parte de beneficii, dacă nu, vom obține exact dezavantajele. Arsura sau decolorarea pielii după o ședință, după o expunere în mod repetat, clar ne alegem cu o piele de dalmațien, pentru că pielea se va duce jos și sunt cel mai fericit caz arsura. Dar ca beneficii extrem de importante sunt atât la soare cât și la solar, faptul că datorită radiațiilor ultraviolete se formează vitamina D3. Vitamina D3 este direct responsabilă de fixarea calciului în oase. Și atunci, persoanele, în special doamnele care sunt predispuse la osteoporoză, după vârsta de 40-45 de ani, ar fi foarte bine să se expună la radiația ultravioletă. Fie că e la soare, fie că e la solar. E aceeași? Este aceeași, dar la soare trebuie să se expună până în ora 10 și după ora 4:30-5. Pentru că atunci e o radiație ultravioletă, e un filtru extrem de protejat. Deci este mult mai protejat, exact ca și la solar. Dacă stăm expuși în perioada de ora 10 până la ora 4:30, riscăm să ne ardem datorită exploziilor solare. Datorită acestor explozii solare, există acele găuri în stratul de ozon, care prin găurile respective trece acea radiație solară ultravioletă negativă, care nu face decât să dăuneze pielii. Și atunci ne alegem cu arsuri, cu o piele deshidratată, deci nici nu mai vorbesc de deshidratare, de îmbătrânire, astea suplimentare, dar de adevăratele dezastre pe care le cauzează, respectiv arsurile solare, care sunt groaznice pentru ten. Putem face și o insolație de toată mândra minune, ceea ce la solar nu face, mai ales dacă ascultăm de fetele care ți-e cald, Adi? Îți povestesc de solar și ți-e cald, explozii solare. La solar, dacă le vom face treptat, nu vom avea parte de aceste avantaje, între ghilimele. Respectiv, acum îmi vin în minte niște lucruri, dacă ne dăm cu factori de protecție foarte mare, sau pe copii dăm mereu cu 50, ei nu vor beneficia de... Sau cum e? De beneficii, de lucrurile astea cu vitaminele? E o întrebare foarte frumoasă, foarte binevenită clientelor. Deci, radiația solară negativă, putem să o înlăturăm și putem să nu beneficiem de acele dezavantaje în momentul în care ne aplicăm pe corp la expunerea la soare a cremelor cu factor de protecție mare. Și acum iar o paranteză binevenită. Acum vreo 5 ani de zile am pățit eu pe pielea mea. Am făcut câteva ședințe de bronzat, de solar, 4-5 ședințe. Am ajuns la mare, eram atât de frumos bronzată, neagră. A doua zi, când îl luam și pe țigănci, eram atât de bronzată, atât de mândră de mine, zic, mamă, nu se poate. Am venit de la solar și eu a doua zi de mare eram neagră. Soțul meu insista să mă cremuie și eu cu cremă cu factor de protecție, cel puțin 30, am zis, factor 30, nici vorba, adică fiind bronzată și să mă dau cu factor 30 să nu mă prindă, n-am făcut nimic. Îmi puneam factor de protecție maxim 6, după care am trecut pe ulei de măsline sau pe untul de cacao. Care amplifică bronzul. Într-adevăr, mulatră în toată regulă am fost. Dar pe când am ajuns acasă, pielea mea se decoja ca la dalmațieni. Groaznic. Deci, în ciuda faptului că m-am expus la solar și am fost bronzată frumos, în momentul în care m-am expus la soare, și normal, la plajă, dacă merge o săptămână, stai toată ziua, că așa e română. Nu merge să stăm câteva ore să ne odihnim, merge să ne... Trăim concediu, o săptămână în care suntem în concediu. Și am ajuns cu o piele atât de neuniform bronzată, practic, atât ce de arsă, s-ars. Pur și simplu m-am ars, în ciuda faptului că am fost bronzată de la solar. Și ar fi trebuit să faci ce anume? Deci ceea ce trebuia să fac era să mă cremuie și eu cu o cremă cu factor de obligatoriu. Deci chiar dacă sunteți bronzați, chiar dacă ați reușit să vă bronzați uniform la solar, cel puțin în primele 3-4 zile, factor de protecție minim 50 la expunerea la soare. Fără discuție, pentru cei care stau ca mine, în apă, nu stăteam la plajă, eram mai mult în apă, dar umerii mi-au fost dezastru în momentul în care am ieșit din apă, după 4-5 zile, mi s-a dus bronzul atât de urât și am rămas cu pete de culoare pe piele. Deci acest lucru mi s-a întâmplat la mare. Și atunci este recomandat să se folosească creme cu factor de protecție când ne expunem la soare.
Ce să șterg? Oare ce pot fi? Sunt ochelarii. Sunt ochelarii de protecție. Sunt ochelarii de protecție solară. Nu e suficient să țin ochii închiși? E suficient să țină ochii închiși, dar nu toată lumea se poate controla când e de stat la solar. Au tendința de a deschide. Dacă clipezi, nu e o problemă. Să nu țină ochii deschiși în mod constant, să nu țină 3, 4, 5 minute, nici măcar un minut. Pentru că radiația ultravioletă, clar, uscă. Poți să stai la soare să te uiți? Nu poți, nici la solar nu ai cum. Pentru că simți că te arde. Deci nu ai cum. Cei care nu sunt în măsură să închidă ochii... La soare mă pot uita, la salonul, la salonul tău de bronzat, ba. Serios? A, ce tare chestia asta! Nu putem să facem slogan. La soare te poți uita, la salonul de bronzat al lui Claudian... Ba! Aaaa! Scriitor! Auzi, că știi de ce? Vine muza, așa că îmi place. E atmosferă foarte plăcută, foarte intimă aici. Pot vedea și telespectatorii, bombonele, apă, fete frumoase aici care ne întâmpină. Foarte multe vitrine, frumos. Parcă e Las Vegas, știi? La tine aici. Parcă e, nici nu știi. Foarte, foarte plăcut. Atmosfera aceasta face pentru început tot. În momentul în care intri și te simți bine, te simți ca acasă, este un prim început. E pasul bun, e primul pas. Exact ca și când cunoști omul. Până să-l cunoști, îi vezi exteriorul. Pe când îi cunoști sufletul, îți dai seama de fapt de adevăratele lui calități. Și atunci, până să intrați, nu e normal să vă cucerim cu ceva frumos, cu ceva ca acasă, să vă simțiți foarte bine, o apă, o bombonică, să puteți să luați loc și să nu mai vreți să plecați de la noi. Dar să vă spun eu, vă mai spun eu ceva. Deci veniți la electrica să vă plătiți curentul, așa cum am făcut eu, și știi? Și domnule, da, da? Da, va fi RDS-ul, sediul mare lângă. Aici vis-a-vis? Și atunci va fi electrica, va fi RDS-ul, în loc să stați la rânduri. Preferați poate dumneavoastră să ne vizitați, chiar dacă pentru început veți veni doar să ne vedeți. Da, deci cum v-ați plătit curentul, veniți și la bronzat, doar ca să aveți... Strada. Dar dai seama că vin oamenii triși de la electrica, de vis-a-vis, și trebuie să intre într-o atmosferă plăcută, să plece totuși mai optimiște. Într-adevăr, unul dintre beneficii, acum mi-am amintit, punând o paranteza asta, vin de la Renel nefericiți și triși pentru că își plătesc energia electrică, facturile. Momentul în care intri la solar, un alt beneficiu major este faptul că... Că rămâi în priză, adică rămâi cu un curent, știi, rămâi în priză. Da, nu numai. Relaxează minunat sistemul nervos. Exact ca și când stai la mare, mai ales dacă intri în cele două solarii, cu aromaterapie, jeturi de apă marină, opa, muzică... Ce se întâmplă? De ce stai tot timpul ocupat? E un secret? Cele două solarii sunt cele două solarii orizontale. Ăsta e mai ocupat care se deschide. Da, este Ergoline-ul. Este un Ergoline 800 cu IQ. Haideți să lăsăm pe domnișoara să-și facă activitatea. Claudia, haide încoace, te rog. Așa, să nu oprim noi activitatea aici. Deci e mai ocupat aici? Solarul acesta și cele două sunt solarii dotate cu aromaterapie, aqua fresh, muzică. Deci stai la solar și ai impresia de fapt că stai pe plajă. Pentru că adie vântul atât de frumos, te mai și stropește, să nu vă gândiți că zgălesc de apă care să doarme pe voi. Sunt doar niște gel. Eu de-aia mi-am luat ceas cu care pot să fac baie. Rezistă la apă? Da, am văzut cineva a postat pe Facebook, aveți grijă să nu vă bronzați cu verigheta. Dacă ești căsătorit. Da, adică era aia, știi, dragă, sunt singur și dunga, știi? Dai seama la mine ce mare e. Bun, noi oricum recomandăm clientelor să-și dea jos verigheta, brățări, obiecte de genul ăsta, pentru că rămân cu urme. Sunt care persoane doritoare de a vedea urma verighetei sau inelului și atunci rămâne în prima ședință să vadă într-adevăr s-au bronzat, se bronzează. Dar e recomandat să și le dea jos aceste obiecte înainte de a intra la solar. Da. Eu vreau să vă mai spun despre solarul ăsta ceva, că nu ne-a spus tot Claudia secretul, pentru că eu, știi ce n-am înțeles? Am văzut la televizor un reportaj despre cel mai bătrân om din lume și nu știa omenirea câți ani are bătrânul ăla. 130, 138, 140, dar tot la televizor am văzut că știm cu exactitate ce s-a întâmplat cu 4 milioane de ani în urmă. Că în urmă, înainte de Hristos, era într-o joi, nu știu ce, că acum 7.644 de ani, nu știu ce au făcut dinozaurii, rechinii și așa mai departe, dar nu știm, un lucru banal, ce vârstă are un moș. Sigur, nu o să înțeleg de ce
lucrurile au evoluat atât de mult în anumite aspecte și visul microbiștilor se va împlini pentru că veți putea să veniți la Solar să vă uitați la meci. Deci așa ceva n-am crezut că este posibil. Aveți televizor, boxe, discotecă, v-am spus că e ca la Las Vegas aici. Uitați-vă cum... Și atunci m-am gândit că îmi iau ochelarii acum, mă uit la televizor, la monitor, dacă trebuie să închid. Sigur nu ți-i pot, nu vei putea vedea, viziona o emisiune sau un meci de fotbal. Sunt niște ochelari special prevăzuți, care ochelarii respectiv vor reflecta din televizor ceea ce va fi difuzat. Și atunci, aplicând acei ochelari pe ochi, vei vedea, ochelarii vor fi ca un ecran, unde tu vei reuși să vezi deschizând ochii ceea ce... Stai un pic. Deci eu vin la... Stai. Vin la Solar. Bună ziua, am venit. Punem pe... Match TV, da? Exact. Eu mi-au 20 de minute, băi, stai, Claudia. Ai impresia că o să vezi tot meciul? Eu trebuie să cer 45 de minute să văd tot meciul, Claudia. Bun, deci eu vin și punem pe TV, nu știu, videoclipuri, da? Și eu mă pun, îmi pun ochelarii și cei pe monitor, eu văd de fapt în ochelari cu wireless, cu Bluetooth, exact. Cu astea. Este un sistem prin care ochelarii vor prelua Bluetooth, wireless, soțul meu știe exact prin ce modalitate, vor transmite ceea ce va fi pe ecran. Deci prin ochelarii respectiv, tu deschizând ochii, ei vor fi pe ochi, exact ca și la cinema 3D când ajungi, dar prin ei se va reflecta imaginea de la TV. Deci nu mă uit practic la televizor în timp, nu, că vine capacul, nu? Deci tu aveai impresia că stai pe spate și te uiți în spate? Mă întreb, că n-am mai văzut televizor la Solar, adică... Știi ce? Atunci îți dau un sfat. Te pui cu capul aici, da, la picioare și te uiți direct la TV. Domnișoară, o perină aveți? Să stau mai calor, știi cum zic? Deci, vezi, ce nebunie asta? Acum pe bune. Asta e chiar o chestie foarte faină. E o chestie revoluționară. Foarte puține solarii sunt dotate cu așa ceva. Dar, în schimb, la fel cu Ergoline 800, acest solar au aromoterapie, jeturi de apă marină, respectiv aqua fresh. Ce înseamnă marină? Adică... Sunt niște arome fantastice, diferite. Vitalul miroase a mare, miroase a nisip. Tu e sigur că ăsta e solar aici? Sunt convinsă că e solar. Nu mai înțeleg dacă e NASA, IT. E solar, dar sunt solarii performante care îți asigură și confort, în același timp bronzare, nici nu-ți vine să mai pleci. Și persoanele care vin și intră pentru prima ședință, cum i-a spus și Alex, care stă aici în spatele camerei și doar ne filmează, a făcut prima ședință și am întrebat, Alex, cum a fost? Wow, super, minunat! Eu am zis, nu-l moleși înainte de emisiune, că... Nu l-am moleșit, i-am dat energie, pentru că solarul detensionează, Adi. De solarul nu moleșește. Nu te adorm? Nu, te relaxează sistemul nervos. Deci, inclusiv dacă sunteți... Asta își face părul în oglindă în timp ce ne filmează, uite. Deci așa ceva, îți dai seama? Eu nu mai înțeleg nimic. Asta ne-l facem și noi, dacă s-a răjit, da. Las, fac pariu că în câțiva ani o să fie o aplicație Claudia Salon și mă bronzez acasă. Tu chiar crezi că se ajunge la un asemenea nivel? Dar nu te supăra, în viața mea nu mi-am imaginat că te duci la Solar în timp ce te bronzezi în cușcă, să mă la televizor. Acum pe bune, aromoterapie, dau parcă-s la mare, mă uit la, schimbă piesa, pune... Tehnologia avansată, Adi. Acum stăm și ne gândim, oare pe când ies afară din Solar, să fie paranteză sau să fie realitate, în momentul în care se deschide ușa, ce bine ar fi să stea aici cu un palmier, cu niște frunze de palmier, să te întâmpine o domnișoară sau un domnișor. Tu ce părere ai? Ar fi interesant? Ar fi exact ca la mare, te-ai simți pe o plajă exotică. Dar pe când ajungi acasă, zice soțul, nu știi ce, stai pe fund, dacă sucă, nu te mai duci la niciun bronzan. Sau soții, zice, stai că vin cu tine. Nu cred că ne trebuie așa ceva. Dar, în schimb, condiții sunt exact ca la mare, exact ca la plajă. Nici nu vă ardeți, vă și bronzați. Și în momentul în care și sistemul nervos este mult mai relaxat, te simți mult mai bine, mai detensionat, automat, nu ai făcut altceva decât ți-ai făcut un bine ție și sufletului tău, pentru că e nevoie din când în când să ne răsfățăm. Da, cremele astea pentru ce sunt? Am vorbit despre cremele de soare atunci când facem plajă în mod natural, afară la piscină, pe bloc, pe malul Săsarului. Deci toate aceste creme sunt foarte importante pentru ședințele de bronzare. De obicei lumea... Dar știi ce? Acum, sincer... Am văzut persoane, zic, ce-i cu tine? Ce ești? Ai dat cu capul de dulap? Nu, zice, m-am dat cu o cremă de aia autobronzantă și mi s-a dus numai pe partea asta și sub ochi nu mi s-a dus. Nu, serios.
rezultatul. Eu am crezut că se mai întâmplă, știi, dimineața, la ora 7, dar... N-ai niciun chef, într-adevăr, îți dai cu o cremă autobronzantă și riști. Dacă nu ți-o întins ca lumea, să fii bronzat neuniform. Sau să ai o mască de genul masca lui. Cu peria, cum sunt, acum serios. Nu ai cum. Exact. Astea-s de alea? Bronzarea, nici vorbă. Exact ca și cu bronzarea organică, nici vorbă. Nu. Sunt doar creme pentru ședințele de bronzare. Asta nu se bea, nu? Ar fi culme, bei și te bronzezi. Să spun ceva, există cremă care se bea. Hai, lasă. Dacă îți spun că a fost făcut testul de către reprezentantul firmei Australian Gold cu una dintre creme și țoară, care este? Ce, ai așa ceva că bei și te bronzezi? Tu chiar ai nu te bronzezi, dar se poate bea, că este cu aloie. Deci să-ți arăt ceva, vei rămâne mască. Noi ne-am uitat ca... Mască de față sau mască de la teatru? Mască. Când vei vedea că există cremă care se poate... Ce zici că e seiful de la Banca asta? Națională? Te rog frumos să citești. Cu o cetare. Ba da. Zi. Aici. Citește doar atât. THA Bronzer with Ink Drink Complex. Cerneală puvabilă. Stai un pic, dar de ce se desfăcut-o și-a băut-o. Și? Ca urmă... să-mi arate de fapt că e o cremă organică, că e o cremă fără atâtea euro, fără conservanți, din diferite minerale, din diferite plante. Adică bun, o beau să văd că nu mor, dar exact. mă ajută dacă o dai pe corn, nu dacă o bei. Asta da, a fost doar un beau, test. Deci... Dacă o bei, ai consumat niște bănuți. Ți-ai băut banii, adică știi, Dar unde, unde ai fost? Ai băut banii la solar. Deci nu, Claudiu, chiar nu mai înțeleg nimic. Da, uitați, scrie. Nu. Da. Alex, dă din mână să-i dăm crema. Noi stă și povestim și nu plecăm. E seger. Vrei? Acum, serios, asta nu știam. Există asemenea lucru. Ai pus această întrebare, nici măcar nu știai. Nici n-ai, măcar n-ai fost pregătit înainte să-ți fi spus. Înseamnă că și aia cu aplicația e pe țeavă. Vezi ce întrebare pui, că s-ar putea să se întâmple. Da. Să ai răspuns. Deci, cremele acestea sunt foarte importante pentru că există trei motive importante să folosești cremele bronzare. De ce? Sunt foarte puternic hidratante. Și ce nu știe, sau ce nu știu mulți dintre noi, sau nu suntem informați, că de fapt un ten foarte hidratat va absorbi radiația ultravioletă. Pe când un ten nehidratat, tu știi ce face? E ca un filtru, risipește radiația ultravioletă. Deci ajunge să prindă poate 30%, poate 40% din radiația ultravioletă la care s-a expus. Deci dacă faceți o ședință, două și ați ajuns la un nivel de bronzare, se numește platou, de acolo încolo, dacă nu vă hidratați pielea, dacă nu vă puneți un stimulator al melaninei, n-aveți cum să vă bronzați mai departe. Dar dacă pielea este foarte frumos hidratată și aplicați un intensificator de culoare, pentru că la început se aplică acceleratorii în primele faze, pe urmă intensificatorii de culoare, ajunge automat la la un nivel de bronzare mult mai intens, pentru că se secretă melanina, care e direct răspunzătoare de obținerea unui bronz uniform, un bronz intens, un bronz luminos, nears. Pentru că o persoană bronzată frumos, uniform, e mult mai ok decât una arsă. Cum arată arsurile? Groznice. Deci e groznic să fii ars. Pe când să fii bronzat uniform e cu totul altceva. Și încă un rol important al cremelor este datorită faptului că în momentul în care aplici acești acceleratori de culoare sau intensificatori, cremele sunt și foarte bune antioxidanți. De ce fac? Previn îmbătrânirea. Și atunci, dacă te bronzezi o ședință, două, trei și ajungi spre ultimele ședințe, dar tu mai vrei să intensifici bronzul, pe lângă că reușești intensificarea lui datorită faptului, crește nivelul de melanină, ajungi să ai și un ten foarte hidratat, care nu îmbătrânește. Ia uitați-vă la persoanele care se expun foarte mult la solar sau soare, dar nu se hidratează. Pielea este... Adică ar trebui să bem un pic de apă înainte de a intra la solar? Crema are în ea factorii de hidratare și antioxidanții. Crema asta face. Doar în cremă sau poate, poate n-ar trebui să mâncăm, nu știu ce, să mâncăm fructe există. Sau după, nu știu. Nu există contraindicații. Singurele indicații sunt nu facem... Dar n-ar fi mai bine, de exemplu, după ce ieșim de la solar, să mâncăm, nu știu, pepene, să bem apă. Adică mâncăm ce vrem și băm ce vrem de data deci asta. Nu există, adică, că ziceai de hidratare și mă gândeam că noi suntem obișnuiți cu hidratarea asta recomandată de doctor. Beți apă, că e cald. Și le-o recomand înainte de a intra la solar, noi chiar servim clienții înainte și după. Pentru că ies de la solar,
Și totul sunt transpirață, pire încălzită și atunci un pahar de apă va ajuta enorm pentru că liniștește întregul corp. E ca și când stai la soare. Ți se poate face rău, ți se poate face rău dacă nu ești hidratat. Și atunci vă hidratați, lichide înainte, lichide după. Dar înainte de a veni la solar, obligatoriu nu se face duș cu o oră înainte. E foarte bine de știut. 2 ore după, din nou nu facem duș. Mă uit la Alex, că Alex între timp se bronzează, doar 3 minute a stat și mă uit la culoarea lui și nu vine să cred. Ar trebui să întoarcem camera, cred că spre el, nu spre mine. În decurs de... Ia să întoarcem camera spre el. Trebuia filmat înainte de a intra. Tatuajul. E bine. Oricum mă simt fresh, să știi. Chiar foarte fresh. Mai trebuie să mai vii o dată din Naș, nu? Ai promis? Corect, Nașu. Și garantat trebuie să vii și tu măcar o dată de 2 ori la o ședință de bronzare, pentru că prima ședință ți-a prins chiar foarte bine, Alex. Mă face să roșesc. Dar nu are de ce să te facă. De fapt, roșezi căldură. Ceva, roșezi căldură, într-adevăr. Dar tu, necunoscând aceste operațiuni, poate că eu am fost puțin insistentă și am vrut neapărat să faci. Știam că în momentul în care vei face o ședință, te vei simți foarte relaxat. Adică de aceea te va moleși. Nu te moleșește. Poate în prima fază ți s-a părut puțin stresant pentru că ai intrat într-un loc în care nu ai știut, dar în momentul în care ai văzut aromaterapia, jeturile de apă marină, 3 minute au trecut foarte repede, dar uite, în 3 minute deja pe tenul tău se vede ceva. Cred că până la sfârșitul emisiunii, de curs de 2 ore, vei fi chiar bronzat și atunci îți recomand măcar peste o zi în coședință și din 2 în 2 zile, 3-4 ședințe, să ajungem la un nivel de 3-4 ședințe, tu vei fi bronzat. Pentru că văd că tenul tău se comportă chiar foarte frumos, nu s-a roșit, nu ai transpirat, nu s-a deteriorat. Deci tenul este hidratat, s-a început cu un număr de minute perfect pentru tenul tău. Și o să vezi, poate că în timp acest solar creează fără să vrem dependență, exact cum spunea Adi la început, dar e o dependență benefică. Nu dorim să fim să fiți dependenți de noi. Să ne zici și de contraindicații, că să știe cei care nu au văzut. Înainte, câteva minute îți mai spun despre indicații, să știi că avem recomandări din partea domnilor. Din partea domnilor doctor, pentru persoane care sunt suferind de care au o problemă a pielii de genul, sau nu a pielii, bol de genul psoriazis, pityriazis, vitiligo, impetigo, sunt trimiși la ședințele de bronzare în decurs de 2-300 de minute făcute la un interval anume, în decurs de 6 luni de zile, pentru că ameliorează aceste boli. Dar contraindicații sunt, exact cum spuneam poate spre mijlocul emisiunii, pentru persoanele care încearcă să se bronzeze excesiv, asta ar fi prima contraindicație. Nu, stop, nu încercați să vă bronzați exagerat sau să obțineți un bronz în decurs de 4-5 zile consecutiv. Obligatoriu o pauză de 24-48 de ore. Asta ar fi primul nu pe care îl spun clienților. Contraindicații specifice nu pot să spun că sunt. Sunt pentru acele boli de piele, boli cu transmitere, boli de piele care se transmit. De aceea întâi consultați un dermatolog sau un specialist, pentru că nu puteți să vă expuneți la solar sau în locuri de genul ăsta fiind transmisibile. Le tratați și apoi veniți la noi. Dar pentru persoanele depresive, pentru persoanele dor ce se bronzeze, pentru boli de genul, cum am spus, vitiligo, impetigo, psoriazis, sunt chiar benefice, atâta timp cât nu exagerăm. Bineînțeles, orice exagerat nu duce decât la rău, nici de cum la bine. Și cu mare drag vă recomand să încercați precum a încercat și Alex, chiar dacă la început a fost reticent în a încerca o ședință. Am revenit. Ai revenit. M-am fost și eu să mă bronzez. Că dacă Alex va fi bronzat până la sfârșitul emisiunii, m-am dus și eu la bronzat. Adi, trebuie să le spunem că tu faci de toate. Tu stai și în spatele camerei și în fața camerei. Stai și de asta așa. Pentru că le faci. Faci de toate. Și de eu vreau foarte drag să fac aceste emisiuni cu tine, nu că laud pe Adi, dar cât că suntem pe aceeași lungime de undă, chiar îmi dă voie să vorbesc, vorbesc necenzurat, vorbesc tot ce simt, vorbesc tot ce cred că ar fi util telespectatorilor noștri, iar el este genul foarte, foarte dinamic, foarte spontan, la fel cum sunt și eu, putem povesti orice. Să nu aveți impresia că această emisiune este una regizată, nu este chiar deloc. Nu ne-am înțeles la nimic. Vreau să vă mai spun și adevărul, zice, când am venit, hai să-ți fac întrebările. Zic, nu poți să filmezi numai tu cu Alex. Poți să taci? Dacă poți să faci și titlurile și întrebările și gata. Eu vreau să le arătăm telespectatorilor, totuși am zis că e preferatul meu ca noutate OZN-ul ăla,
Când place cum arată și mi-a plăcut să-l filmez, dar mie îmi place în picioare. Să fac plajă. Acum, sigur, tu tot timpul. Uite, ce-mi zici de... Deci ăsta este un solar Mega Sun Space 3000. E un solar foarte comod. Avem persoane care își doresc doar în picioare să stea, să se expună la solar. Pentru că le este foarte comod. Eu, sincer, n-am făcut niciodată. Până săptămâna trecută, în momentul în care cine? Am intrat, asta e un individ, tocmai a plecat. Să le primească. Câte minute? Mă, să spun sincer, e bronzat de când a venit la noi. Nu știu dacă mai spun, dacă nu risc să se ardă. În schimb, în solarul acesta, mai ales pentru persoanele care sunt, se tem de a sta închise într-un spațiu, gen cavou, cum îmi spun ele, este foarte indicat acest solar. Alex va intra cu camera și cred că îl închidem acum. Sigur, asta face orice să se bronzeze astăzi. Alex, nu exagera, două ședințe într-o zi nu e ok. Deci este un solar foarte comod, are acele mânere, la fel și acest solar este tot timpul steril. Adică ai poziția corectă, să stau cu mâinile pe mânere. Da? Corect, cu mâinile pe mânere, între timp mai putem face și exerciții. Eu asta am făcut. Am intrat 7 minute, timp în care am făcut ridicări, gen step, din picioare, încordat. Deci poți să faci între timp și niște exerciții pentru abdomen, pentru picioare. De ce nu, dacă tot stai în solar? Flotări, să nu faceți tracțiuni, că rămâneți cu alea în mână. Tracțiuni la bară sub nicio formă. Dar e un solar foarte relaxant. Și vreau să spun ceva. Am avut cliente care doar în acest solar au dorit. Dar am reușit să le conving. Cum îmi spune soțul, nu știu cum poți să-i convingi mereu. Păi dacă vrei la vertical. După 2-3 ședințe ai reușit să-i convingi să intre în orizontal. Da, am reușit. Și știi de ce? Pentru că intrând alternat de la un solar la altul, bronzul obținut va fi mult mai uniform. Acest solar bronzează foarte bine de la genunchi în sus. Ah, și știi da. De ce? Pentru că neonul este un gaz rar. Toată lumea știe. Fiind un gaz rar, se ridică la suprafață după primele minute. Și clientele îmi spun, păi da, pe partea de jos, a pulpelor, pulpele inferioare, nu m-au prins așa. Normal, intrăm la celălalt solar. Nu vă temeți, nu e niciun cavou. Se poate deschide în timpul mersului. Este un lucru foarte bine de menționat, pentru că lumea se teme de faptul că în timpul mersului solarul nu s-ar putea deschide. Haideți să ieșim puțin. Se poate deschide și intrând de la unul spre celălalt, automat bronzul va fi un bronz mult mai uniform. Știi ce vreau să vorbim? Ce nu vă place vouă celor care aveți saloane de bronzat? Asta cu tuburile, că ard, că prăjesc, că nu ard, că nu bronzează. Cum e până la urmă? Adică eu știu, nu știu. Știți, ne pare rău că v-ați pârjolit, da, tuburile erau noi, dar nu mă interesează, eu sunt client, eu vreau să-mi spun. Da, dacă clientul ne ascultă de sfaturile date, este făcută mentenanța solarului, este întreținut, curățat, tuburile schimbate la timp, neoanele, nu se vor arde, dar e foarte important și clientul să nu fie încăpățânat. Că să ceară 20 de minute, să ceară o repriză de fotbal. Exact, să zică, aș vrea să văd o ședință, un 45 de minute, o repriză de fotbal, sau poate aș vrea să văd o telenovelă vreo oră jumate. Tu îți dai seama cum ar ieși? Arsură, n-ar mai ieși, am luat cu fărașul. Dar dacă clientul respectă ceea ce noi le recomandăm, tuburile fiind schimbate la timp, solarele curățate, sterilizate, nu riscă nimic. În momentul în care nici nu ascultă, normal că ajunge să se ardă, să ajunge să... Ten, în loc să fie un ten bronzat uniform, un ten frumos, să fie un ten ars. Și știi ce se întâmplă? În momentul în care s-a ars, degeaba vine la o altă ședință de bronzare. Trebuie să stea cel puțin o săptămână, 10 zile, până va pleca, se va duce acel strat de piele jos, să-și facă un gomaj, să-și revină pielea, să se regenereze și apoi are voie la o ședință de bronzare. Să-ți mai spun o chestie foarte faină. Pentru domnișoale, doamnele, doritoare de solar, care doresc de azi pe mâine să fie bronzate, există o altă cremă, o cremă super, care aplicată pe toată suprafața corpului, obține un bronz imediat. Pentru mâine, de exemplu, dacă mâine aș merge la nuntă, poi mâine sâmbătă, în decurs de o ședință pot să fiu bronzată, într-adevăr, dar e un bronz atunci, un bronz imediat, dar nu e recomandat pentru de prânzul merese, da. Pentru că nu îi dăm 20 de minute, cum cred ele, îi dăm 6-8 minute, dar crema face acest lucru. Pe când ideal ar fi un bronz în timp, cremele care au factor de bronzare, de hidratare, antioxidanți. Asta e o soluție extremă în condițiile în care vrei să fii bronzat pe mâine și n-ai apucat să te bronzezi. Din nici de cum o jumătate de oră, cum îndrăznesc unele sau să vină azi, mâine, poi mine și sunt arse. Din potrivă, o cremă, minute mai puține, aici, asta, exact ceea ce vreau să-ți arăt.
Uite, vezi? Astea sunt simbolurile pe care, cu care sunt, care sunt specificate la fiecare cremă în parte și vorbeam de bronzul imediat. Este un bronz care durează câteva zile, dar e un bronz care se duce imediat. Pe când? Uite, bronzări întârziați. Ies în evidență după câteva ore, țin și o săptămână. Fiecare cremă în parte are acești indici pe care fetele trebuie să-i învețe, trebuie să-i cunoască ca să poată recomanda clientelor. Deci viitorul va fi în felul următor. Vreți să vă faceți concediul? Veniți la salon. Butonul, vă simțiți ca la mare. Pac, în timp ce vă bronzați, vă uitați la televizor. Beți crema, vă bronzați. Mergeți la nuntă peste 3 ore, dați crema, vă duceți, vă prinde și prânzul miresii. Vreți de la genunchi în sus, vreți din lateral, cu briză, cu mare. Deci e foarte complicat. Ăsta va fi viitorul până la urmă, vom face totul din aplicații, într-o lume, nu e virtual ceea ce se întâmplă aici, dar lucrurile evoluează foarte mult. Claudia, te felicit pentru acest salon de bronzat deosebit, o atmosferă chiar minunată, se vede din imagine, am văzut din clipul pe care le-am realizat, ești mereu inovatoare, ești mereu în viitor, adică faci astăzi ceea ce noi ne-am fi gândit peste mulți ani. Este important să performezi în domeniu, în oricare domeniu, sigur tu performezi în domeniul tău de activitate. Sper să trăim zilele în care noi vom filma din altă țară la tine în salon. Îți mulțumesc din suflet, Adi, mulțumesc tuturor, dar înainte de a încheia emisiunea trebuie să spun neapărat paranteza pe care vreau să ți-o spun. Acum vreo 10 ani de zile, venea o domnișoară de pe dincolo plecată. De genul, si. În momentul în care a intrat la noi, mi-a cerut o ședință, știu unde? La Parasolar. În momentul în care am auzit, cât am tras o față foarte... Mă gândeam, ai de capul meu, oare să râs sau să plâng? Și am zis, la care dintre parasolarile noastre? Poate că a fost un pic de răutate. Dar în acel moment, într-adevăr, să știi că erau mașinile dotate plin cu parasolari. Și mă gândeam, la care dintre oale să rei ofer? Nu e nicio problemă, am zis, nu e parasolar, este solar. Și atunci îmi spunea ceva de genul, bun, da, aveți solarul ăla cu minerale marine, cu pietre marine? Ai de capul meu, mă gândeam, parasolar nu-i, pietre marine nu sunt, ori fi jetori de apă marină, dar pietre care e ceva de genul ăsta, n-avem în solar. Așa că dacă căutați să vă bronzați la parasolar, să nu veniți la noi. Dacă vreți carieră de piatră, mergeți pe flor de mine. Flor de mine, nici de cum la solar. Dar au rămas, uite, memorabile, niște chestii foarte faine, care poate că dacă le-aș apuca să le, aș apuca să le notez, ar fi așa un portofoliu foarte fain, cu gura, cu ceva de genul, cu zâmbetul până la, cu gura până la urechi, cu zâmbetul pe buze, pentru că se mai întâmplă și operațiuni de genul ăsta, intervenții de genul ăsta mai... Claudia, îți mulțumesc că ceea ce am văzut astăzi aici se potrivește cu sloganul emisiunii și de aceea închei, nu uitați, aceasta n-a fost o emisiune, a fost Țara Mea, locul în care puteți descoperi lucruri despre care nici nu știați că există. Într-adevăr, așa este. Mulțumesc mult de tot, Adi. Mulțumesc, Alex. Te aștept la solar, clar, și pe tine și pe Adi. Nu vezi că pas, sunt convinsă că îți va crea și ție puțină dependență, dar îți va prinde foarte bine că mă gândesc pe urmă. Doamnelor și domnilor, aceasta nu este o emisiune, este Țara Mea Show!